Prieteni, înainte de a începe, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata noile episoade. Mulți oameni îl știu pe Frank Caprio ca fiind judecătorul de la emisiunea TV Prince în Providence. A studiat dreptul la școala de seară, lucrând ca profesor. A fost numit avocat în 1965. Cu 20 de ani mai târziu, a devenit judecătorul principal al tribunalului din Providence. Și de atunci este o persoană importantă printre membrii Consiliului Orășenesc, fiindcă a fost reales de 6 ori. Cu toate acestea, abia în anul 2000, cazurile judecate au început să fie filmate pentru o emisiune TV și Caprio a devenit și mai popular. Nu în ultimul rând pentru deciziile lui, deși imprevizibile, dar foarte corecte. În show-ul TV participă oameni reali și sunt judecate cazuri reale. Și deși unii ar putea considera că el e starul emisiunii, Caprio nu vede astfel lucrurile. Eu sunt aici nu pentru a fi artist, rolul meu principal este să instaurez dreptatea, spune el. Cu toate acestea, asta nu a încurcat ca videourile cu cazurile judecătorului să devină virale pe YouTube. Unul dintre așa episoade a atras atenția publicului într-un mod deosebit. Acesta este despre o femeie care s-a prezentat la judecată cu 2 fiice în brațe. Femeia a ajuns în fața judecătorului Caprio după ce autoritățile au acuzat-o că a parcat pe trotuar. Când a fost amendată cu $100, ea nu a plătit. Când femeia a sosit la tribunal, Caprio era mai interesat de conversația cu fiica ei de 6 ani, Janice. El a chemat-o la tribună ca să afle mai multe despre ea. A întrebat-o care sunt materiile preferate la școală. Ea a răspuns că e matematica și limba engleză. Apoi el a întrebat-o ce vrea să devină când va crește mare și când i-a zis că vrea să devină profesor, a fost încântat. Este minunat, este o muncă grozavă, astfel poți să ajuți alți oameni să-și îmbunătățească viața, corect? A întrebat judecătorul, deși în cazul dat el avea nevoie de ajutorul lui Janice vis-a-vis de altă întrebare. El a vrut ca ea să o judece pe mama corect și cinstit și din fericire fata a fost de acord. Dând cuvânt mamei, Caprio a întrebat-o pe inculpată dacă are vreo explicație. M-am dus acasă la vărul meu ca să iau careva lucruri. El avea un party acasă și nu am vrut ca cineva să-mi lovească mașina. Așa că am parcat-o pe trotuar, a spus femeia. După asta, judecătorul i-a dat lui Janice 2 variante. Ea putea să-i ceară să plătească toate amenzile, care în sumă făceau $300. Sau putea să refuze o parte și să o oblige pe mama să plătească amenda inițială de $100. Dar apoi Caprio i-a spus că mai există și a 3-a opțiune. El poate să facă un lucru bun pentru mama lui Janice, să scadă amenda până la $50. Sau, dacă Janice va crede asta corect, el poate cu totul să renunțe la acuzații și mama ei ar fi plecat acasă fără pedeapsă și fără să achite măcar un cent. Ca răspuns, Janice a decis că cea mai corectă opțiune ar fi taxa de $50. Dar Caprio a decis să schimbe subiectul pentru un moment. A întrebat-o pe Janice ce a mâncat la dejun și răspunsul ei se pare că l-a atins pe judecător. Janice a spus că încă nu a mâncat nimic înainte de a veni și e foarte înfometată. Atunci judecătorul Caprio a decis să încheie un deal cu mama ei. El a spus că dacă femeia acceptă să le cumpere copiilor dejun după ce pleacă de la tribunal, va dizolva cazul. Primind această opțiune, Janice a fost de acord că micul dejun e cea mai bună variantă și după ce l-a îmbrățișat pe judecătorul Caprio, a ieșit din sala de judecată împreună cu familia ei, fără să plătească vreun cent. Nu este straniu că așa decizia a devenit populară printre spectatori. În curând, videoul a început să se răspândească pe internet. În plus, cei care l-au văzut au fost entuziasmați de judecătorul Caprio și sentința lui, numindu-l cel mai corect judecător. Fără îndoială, mama fetei a încălcat toate regulile, dar cât de important este atunci când judecătorul poate să facă o decizie corectă moral. Caprio a înțeles că dacă va încasa amenda, practic va lua mâncarea de la gura copiilor. Era clar că femeii și așa nu este ușor cu doi copii în brațe. Deciziile lui arată că chiar și oamenii care au putere pot avea cele mai blânde inimi. Și că uneori poți să ieși în afara legii, pentru că situațiile sunt diferite și multe depind de circumstanțe. Prieteni, cum credeți a făcut corect judecătorul? Scrieți-ne în comentarii! Nu uitați de like și nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade!